3000 de like-uri în primele 24 de ore la clipul postat marți cu transferuri și așa cum am promis, astăzi revin cu ultimul clip despre transferuri din Liga 1 din România. După cum bine știți, perioada de mercato s-a terminat, așadar astăzi vom avea nici mai mult, nici mai puțin de 20 de transferuri confirmate, fără să avem nici măcar un zvon, iar dacă reușim să strângem 2800 de like-uri și la acest episod, mâine, la ora 12, o să postez un super episod cu FIFA 21. Sunt convins că o să vă placă, așa că merită din plin să apăsați pe butonul de like și haideți să vedem dacă putem face 46.000 de abonați până la finalul săptămânii. Mai avem nevoie doar de 250 de persoane în această comunitate. Și un ultim episod cu transferuri din Liga 1 nu putea începe decât cu Ionuț, pe care îl salut. Ce mai faci, Ionuț? Cum e vremea la Piatra Neamț? Salut, Tudor! E o vreme perfectă, așa cum îmi place mie, nici prea cald, nici prea frig și sunt foarte, foarte fericit. Cred că știi și tu de ce și o să vedeți și voi mai târziu în acest episod care este cauza principală a fericirii mele. Te întrebam, Ionuț, pentru că și aici la București este o vreme superbă, fix cum îmi place mie, puțin răcoare. Băieți, dar lăsând vremea la o parte, aș vrea să mergeți chiar acum la Ionuț în descriere, să apăsați pe butonul de subscribe, iar dacă Ionuț va reuși să facă 5000 de abonați în următoarea perioadă de mercato, vă promit că va fi prezent la toate episoadele. Și începem cu un transfer bombă, este vorba despre fundașul lateral la Tovlevici, care revine în Liga 1, dar din nefericire pentru fanii celor de la FCSB, el merge la CFR Cluj, un transfer gratis, deoarece la Tovlevici momentan a rămas fără echipă, iar în sezonul trecut a jucat pentru cei de la Bursaspor. După anunțarea acestui transfer, am văzut o grămadă de fani ai FCSB declarându-se nemulțumiți de faptul că la Tovlevici nu s-a întors în curtea lor, chiar și la 34 de ani ei îl consideră unul dintre cei mai buni fundași stânga din România și să nu uităm de super golurile marcate din perioada când activa la FCSB. Liderul Ligii 1 din sezonul actual și neînvinsă de la începutul startului de sezon, Universitatea Craiova face o grămadă de transferuri și își întărește în continuare lotul și îl transferă acum pe tânărul fotbalist de doar 19 ani, George Alexandru Câmpanu, care până acum a activat pentru Botoșani. Și acesta nu este singurul transfer din această săptămână. Dintre FC Botoșani și Universitatea Craiova o să urmeze încă un transfer și mai bun din punctul meu de vedere, și revenind la Câmpanu, pot spune că a avut un sezon anterior destul de bun și cardul lui nou este de 55 în FIFA 21. Trecem mai departe și ne mutăm la voluntari, unde avem un super transfer al unui atacant spaniol care a început extrem de bine sezonul pentru echipa de la voluntari și deja a marcat 2 goluri în ultimul meci. Un transfer foarte reușit făcut de cei de la voluntari, ținând cont că nu este un atacant atât de în vârstă, doar 27 de ani încă, deci nici măcar nu a ajuns la maturitatea fotbalistică, pentru că se zice că abia la 30 de ani ajunge un fotbalist la maturitate, un jucător care până acum a evoluat în prima ligă din Austria, deci nu vine dintr-o ligă inferioară sau ceva de genul. Se pare că cei de la voluntari sunt foarte, foarte inspirați, drept dovadă și primul meci făcut de Betancor pentru ei. Și după ce am vorbit despre la Tovlevici, vine rândul unui alt fotbalist experimentat să revină în Liga 1. Adrian Stoian se transferă de la Livorno la Viitorul Constanța, un transfer gratis, și cei de la Viitorul ușor ușor își creează o super echipă în acest sezon. Da, Tudor, deși are 29 de ani și este român jet pe jet, este la doar a doua aventură în campionatul României. El a mai evoluat în trecut pentru FCSB, dar în restul carierei sale a evoluat doar pentru echipe din străinătate și iată, acum a ajuns aproape de maturitate, vine la Viitorul să ajute cu experiența sa tinerii din școala de fotbal a lui Gică Hagi. Și acum vorbim, fraților, despre cel mai tare transfer din această perioadă de mercato din Liga 1. Este vorba despre nimeni altul decât Alex Garcia, fostul jucător al celor de la Manchester City. Tânărul spaniol are doar 23 de ani și a evoluat până acum pentru toate naționalele de juniori ale Spaniei și are goluri date și în Primera Divizion și în Campionatul Angliei. După lungi negocieri și lungi discuții, se pare că cei de la Dinamo București într-un final îl transferă pe marele Alex Garcia. Foarte mulți dintre voi ați scris și la episodul de marți să vorbim despre acest transfer confirmat, pe care noi vi l-am oferit sub formă de zvon acum două episoade. Bineînțeles, ne bucurăm cu toții, indiferent că suntem fani ai dinamoviștilor sau ai celor de la FCSB, deoarece un jucător din prima ligă din Anglia
vine în Liga 1. Cei de la CFR Cluj pot spune că au unul dintre cele mai bune flancuri stângi din România. La Tovlevici, alături de Kipciu, formează un cuplu extraordinar pe acea parte, de aceea ei renunță în acest sezon la Petrilă, transferându-se sub formă de împrumut la cei de la Sepsi. Da, Tudor, chiar dacă în Liga 1 există o regulă care obligă cluburile să înceapă cu minim 2 jucători under 21 în echipa lor de stat, se pare că cei de la CFR nu pun atât de mare preț pe tineri și au dat drumul mai multor jucători sub 21 de ani în această vară. Ovidiu Horșia, un alt tânăr de doar 19 ani care nu prea a prins meciuri pentru FCSB, se transferă la Gazmetan și, după cum puteți vedea, primește și un mic upgrade în FIFA 21, de la un card bronz la un card silver, un card de 65 cu 73 pace, 61 shooting și 62 passing. Încă nu am înțeles planul tactic al celor de la FCSB în privința acestui jucător. După ce sezonul anterior a fost împrumutat la cei de la Poli Iași, se pare că nu-l folosesc nici măcar un meci și îl transferă din nou tot sub formă de împrumut la cei de la Gazmetan și cel mai probabil, odată cu terminarea acestui împrumut, Gigi Becali cred că îl va vinde definitiv pe Ovidiu Horșia. Și ca să fie în trend, cei de la Hermannstadt fac și ei un transfer al unui spaniol, este vorba despre Bastos, care se transferă din a treia ligă din Spania și va avea un card destul de interesant în FIFA 21 cu 78 pace, 68 dribbling, 62 defense și 71 physical. Știm cu toții că Ana Maria Prodan nu are la suflet echipa Dinamo București și probabil s-a gândit să le facă concurență și am văzut o întreagă colonie de spanioli veniți în vara aceasta în Liga 1, nu doar la Dinamo, și sper să îmbunătățească nivelul de fotbal din campionatul intern. Și ca să continui ceea ce spunea Ionuț, eu sincer îmi doresc ca nivelul Ligii 1 să crească mai mult prin fotbaliști români și un exemplu foarte bun pentru voi este acest nou transfer al celor de la Dinamo București, este vorba despre Paul Anton, care a mai jucat în trecut pentru gruparea din Ștefan cel Mare. El revine acum cu un nou card de 69, un mic downgrade pentru el din păcate, dar un card care în continuare arată destul de bine. Paul Anton rămăsese liber de contract după ce s-a despărțit de Samara și după o vară întreagă de căutări în care i-a ținut în șac pe cei de la Dinamo, a acceptat într-un sfârșit oferta și este deja la al treilea contract semnat cu cei de la Dinamo și chiar sunt curios dacă va reprimi banderola de capitan. Gruparea celor de la Botoșani a slăbit destul de tare în ultima perioadă după ultimele plecări. Dugan Zici nu este singurul care a plecat de la echipa din Botoșani și o să vedeți mai încolo cine a mai părăsit gruparea și vorbim acum despre unul dintre cei mai buni atacanți din Liga 1 care pleacă acum în prima ligă din Rusia. Și trebuie luat în considerare acest super profit făcut de cei de la FC Botoșani odată cu acest transfer, 1,5 milioane de euro în contul lor și chiar sunt curios cum vor cheltui acești bani, fie cu alte transferuri, fie să-și administreze propriul club. Postul de fundaș stânga al celor de la Dinamo București putea rămâne descoperit în caz de ceva se întâmpla cu Isma Lopez și s-au gândit să-i aducă o rezervă, un jucător care pentru prima dată în cariera s-a activat pentru FCSB, dar el s-a declarat dinamovist și l-a rugat pe tatăl său să-l ducă la școala de fotbal a celor de la Dinamo, la care a și crescut și pentru care a mai evoluat în trecut. Andrei Radu se transferă de la CFR Cluj pentru suma de 100.000 de euro și, așa cum spunea și Ionuț, va fi bătălie grea acolo pentru postul de fundaș stânga. Și într-un final, băieți, Denis Alibek devine un transfer oficial confirmat, cel mai întâlnit zvon din episoadele noastre cu transferul din Liga 1. Toată vara și toamna, o groază de echipe l-au curtat știind că el vrea să se transfere și într-un final el ajunge în campionatul din Turcia pentru suma de 1 milion de euro. Așa este, Tudor, deși Denis Alibek era așteptat în Ungaria, se pare că până la urmă el a ales estul și va merge în Turcia la Kayserispor, o echipă pe la care au mai trecut români în anii anteriori și chiar sunt curios cum se va descurca de acum Alibek fără Budescu și Budescu fără Alibek. Și rămânem tot la Astra, care după plecarea lui Alibek s-a orientat repede și a adus un alt jucător de calitate, dar care nu va evolua pe postul de atacant. Au adus un jucător de la echipa de pe locul 2 din campionat
campionatul Croației pe numele său Dario Canagigia, un jucător destul de promițător care a avut și evoluții la naționalele de tineret ale Croației și chiar sunt curios cum va arăta fața Astrei în sezonul acesta. Clujenii fac transferul de top în această ultimă săptămână de mercato și l-aduc pe marele jucător de la Sepsi, este vorba despre Carnat, mijlocașul dreapta cu 68 rating în FIFA 21 și mă bucur foarte mult să văd din nou un transfer pe o sumă de bani, nu transferuri gratis, așa cum ne obișnuisem, 200.000 de euro a plătit CFR Cluj pentru acest jucător. Și după cum puteți vedea, Carnat a avut și evoluții foarte bune în sezonul trecut, evoluții în urma cărora a primit și un card Fanta, așa cum îmi place mie să-i spun, în FIFA 20. De fapt, acest card este un Man of the Match și sper să mai primim astfel de carduri, nu doar din partea lui, ci și din partea altor jucători din Liga 1. Și după ce foarte, foarte mulți dintre voi ați comentat la episodul de marți unde este Mihailă, bineînțeles am păstrat această surpriză pentru episodul de astăzi. Cel mai scump transfer din Liga 1 din această perioadă de mercato, Valentin Mihailă se transferă la Parma pentru suma de 8 milioane de euro. Vorbim despre unul dintre cei mai rapizi jucători din FIFA, alături de Dean Sorescu, un jucător care va putea fi folosit cu siguranță la Challenger la Weekend League cu echipe de români. Și acesta este cardul lui oficial și după cum puteți vedea, a primit un boost considerabil la shooting, la passing și la physical. Poreclit de mulți noul Eric, Eli Fernandez face același traseu precum și brazilianul înaintea sa, pleacă de la Gazmetan la Viitorul, fără o sumă de bani. Și așa cum vă povestea și Ionuț, vorbim despre un jucător destul de experimentat și destul de talentat, Gică Hagi, și l-a dorit foarte mult în Academie și se pare că a reușit să-l transfere pe ultima sută de metri. Și după atâtea sosiri, vine momentul să vorbim și despre o plecare de la Dinamo București. Montini, un atacant care mie sincer îmi place foarte mult în viața reală, se transferă acum la Astra Giurgiu și pot spune că pentru moment oficial îi ia locul lui Denis Alibek. Da, Tudor, nu este tocmai un transfer direct între Dinamo și Astra. Matia Montini rămăsese liber de contract deja de câteva luni și deja se întorsese în țara sa natală, Italia, dar se pare că Astra a avut alte planuri cu el și l-a întors din drumul său și iată că o să-l vedem din nou evoluând în campionatul României. Și a venit momentul să vorbim despre unul dintre puținii jucători care au primit un upgrade considerabil în FIFA 21 din Liga 1. Petrișor Petrescu se transferă la Academica Clinceni de la Hermannstadt și oficial va avea un card de 66 în FIFA 21. Totodată vorbim despre un transfer gratis, destul de profitabil și destul de bun pentru cei de la Academica Clinceni. Și după cum vă povesteam la Duganzic, cei de la Botoșani își pierd piesele de bază din echipă și acum vorbim despre unul dintre cei mai buni fotbaliști din lot, Ofosu, pleacă pentru 200.000 de euro la Craiova. Profit considerabil făcut de cei de la Universitatea Craiova, după vânzarea lui Mihailă și cumpărarea lui Ofosu, au ieșit în profit cu 7.800.000 de euro. Mijlocașul neamț îi va lua repede locul românului nostru și mai mult ca sigur se va descurca, deoarece are cam același profil, un mijlocaș ofensiv cu viteză foarte mare. Și așa cum vă spuneam la începutul acestui episod, astăzi nu avem zvonuri, doar transferuri confirmate și odată cu acest transfer se pare că certurile dintre Gigi Becali și Adrian Petre se încheie aici, atacantul român transferându-se sub formă de împrumut în Italia. Adi Petre, unul dintre cei mai promițători atacanți români, doar 22 de ani pentru el, a fost dorit și de Dinamo în vara aceasta, dar problemele sale comportamentale i-a convins pe cei de la Dinamo să stea departe și iată că tot aceste probleme l-au făcut și pe Gigi Becali să îl trimită la o echipă din Italia. Așadar, băieți, oficial aici se termină perioada de mercato. Vă mulțumim din suflet pentru tot suportul acordat în această perioadă, atât eu cât și Ionuț, și nu uitați, băieți, să mergeți și la el pe canal, să apăsați pe butonul de subscribe. Noi vă mulțumim încă o dată. Haideți să vedem dacă putem să facem 2800 de like-uri și la acest video, să terminăm în forță, la fel cum am început. Până data viitoare, eu sunt Tudor, împreună cu Ionuț, și v-am pupat. Pa, pa! Pa.